bine ați venit. Îmi pare rău că v-am solicitat mai repede un pic decât trebuie, dar un punct foarte important este pe această, pe această ordine de zi, care ne solicită ca până pe data de 16 trebuie depus și atunci, ca să avem timp să ne conformăm cu documentele de asta. Și în afară de asta au mai apărut, bineînțeles, niște lucruri, că așa e întotdeauna, știți, că în ultima zi mai apare cu ceva. Așa că vă mulțumesc frumos pentru că sunteți aici și chiar într-un număr destul de mare. O parte dintre cei care nu sunt au spus că vin pe parcurs sau au spus că încă mai întârzi un pic. Așa că îi dau cuvântul domnului președinte de ședință, domnul Dobrovăț. Bună ziua și bine ne-am reîntâlnit ședința de astăzi. Conform obiceiului nostru, v-am pus la dispoziție procesul verbal de ședința trecută. Îl supun la vot dacă sunteți de acord cu procesul verbal de la ședința precedentă. Cine este pentru? În unanimitate, împotrivă, abțineri, nimic. Întrucât în unanimitate procesul verbal a fost aprobat, trecem la ordine de zi de astăzi. Astăzi, pe ordine de zi, avem 15 puncte, cu tot cu diverse. La primul punct este proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de resurse financiare în vederea întocmirii proiectului pentru autorizarea extinderii lucrărilor de construcții PAC pentru obiectivul de investiții bazine de captare la școala numărul 1 Podul, județul Bacău. Inițiator primar Albu Diana. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de resurse financiare în vederea întocmirii proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construcții PAC pentru obiectivul de investiții inițiere periodică, întreținerea periodică a drumurilor indicativ 106, covor asfaltic BA16, Comuna Podul, județul Bacăului. Inițiator primar Albu Diana. Proiect de hotărâre privind alocarea. Deci sunt mai multe proiecte de hotărâri privind alocarea de resurse financiare pentru autorizația lucrărilor. Deci autorizație construcții pentru drumul Cornet, pentru garaj tip parcare la utilaje și autoturisme, pentru pod metalic Valea Șoșe și șans betonat în Comuna Poduri, pentru punte pietonale în satul Cernu, pentru drum cu șans betonat în dealul Bujorii, pentru reparație curentă, parcare primăriei Comuna Podul, județul Bacău. Pentru rigolă betonată, 478,48 m, Comuna Poduri, județul Bacău. Aici nu spune unii satul rigola asta. Da. Și rigolă betonată de 85 m, pentru Comuna Poduri. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 10 din 2017, referitoare la stabilirea normativilor proprii de cheltuieli privind consumul de carburant la nivelul UATB, Comuna Podul, județul Bacău, pe anul 2017. La punctul 12, proiect de hotărâre privind participarea Comunei Podul ca beneficiar în vederea depunerii unei cereri de finanțare la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurile Europene, în cadrul programului operațional Capital Uman, POCO 2014-2020, axa prioritară 4, incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectiv specific 4,2, reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și incluziune socială din comunitățile marginalizate, non-rom, fără rom, adică, prin implementare de măsuri integrate. Proiect, aici nu spun cine este inițiator, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară, inițiator primar Albu Diana, proiect de hotărâri privind finanțarea de servicii de specialitate în vedere obținerea vizului și autorizații de securitate de incendiu pentru instituțiile publice. Iar la punctul 15, diverse. Secretar Sandu Popa Cristina. Decontarea luna care vine. Nu, n-avem o decontare. Uitat în vacanță. N-au făcut ieșit, adică n-au făcut ieșit. Încă n-au făcut poțului de administrație, nu. Dacă mai sunt alte propuneri la ordine de zi, întrucât nu mai sunt alte propuneri, supun la vot ordine de zi de astăzi. Cine iese pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Nimeni. În unanimitate a fost aprobat ordine de zi. Trecem la punctul 2. La punctul 1, nu. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării
Cum face doamna primar? Le treceți da. Pe toate deodată? Eu aș zice să le trecem pe toate deodată și o să vă dau și explicația cuvenită ca să nu fie nicio problemă. Da. Știți că în urma controlului curții de conturi, aceste obiective au trebuit puse prima dată sub expertiză, după ce am știți că am aprobat expertizele de fapt au fost făcute, atunci am aprobat și expertize și tot ce a fost pe nominal, dar acum cer pe fiecare în parte din lucrările respective, pentru ca ele să poată să fie aduse la autorizare, ca fiecare dintre aceste lucrări care sunt aici, pentru a lua vizele, tot ce este pentru a intra în legalitate, toate acestea trebuie să le trecem nominal. Nu avem cum să le mai trecem pentru că se începe a lua vize pentru fiecare în parte. Și asta le-am trecut pe toate aici ca să știți despre ce este vorba. Știți care sunt lucrările, au fost și acum au fost puse. Acolo unde m-ați întrebat despre obiectivul acela cu 400 și cu 478 de metri unde scrie rigolă betonată. Da. Este vorba despre rigola de la Biserica Sfântul Ioan. Nu, Ioan. De la Sfântul Ioan, de sus pe acolo pe și 85 de metri este vorba de rigola de la Sfântul Neculai pe primele drumuri care au fost făcute. Astea sunt, din cauza asta sunt foarte multe, pentru că sunt toate acele care trebuie luate autorizare pentru ele și ca să putem merge mai departe cu autorizările, trebuie să ne trecem prin acest Consiliu Local. Mulțumesc! Deci, vă mai repet o dată, care sunt aceste obiective? S-a citit, acum doar cred. Deci, bazând de captare la școala numărul 1 Voduri, întreținere periodică a drumurilor cu vor asfaltic, investiție drum cornit, garaj tip partier, parcare, utilaje și autoturism pe garajul de aici, da. Pod metalic, valea și oșe și șans betonat, punte pietonale, satul Cernu, care este la Caraban acolo, drum cu șans betonat, dialogul Jorii, reparație curentă, parcare, primărie, rigoală betonată, asta de la Sfântul Ioan, rigoală betonată de la Biserica Sfântul Neculai. Astea sunt cele... Sunt nouă, că de fapt aia cu parcare este tot așa dată din mai când asta am inițiat-o noi acum și a trebuit să o trecem la fel, să o punem tot cu... ca să putem să luăm avizii, să putem să luăm tot, pentru că deja, de fapt, la ea să și lucrează la... Dar pentru a obține trebuie pus tot așa pe nu știu, care au fost, dacă fost are, au mai fost trecut odată. Dacă are cineva de discutat. Da, da, nu. La punctul 2, dacă s-a clarificat situația cu covorul asfaltic, cum a rămas finalul? 3 km, așa a rămas? Da, dar nu județe, nu avem o treabă cu. Noi vorbim despre drumuri comunale acum. Noi deja a început lucrarea. Da, dar acela e altceva. Noi județean, deja altceva. Deci e drumul care o lucrare și executată din Brănești și din... Drumul acesta e drumul care trece pe la Costel prin față. Da. Nu trebuie spunea. Nu, dar au început acolo la polul cu unde sunt de asta. Da, o să vă explic la urmă la diverse despre ce vor fac să aveți. Mai are cineva de discutat ceva? Dacă nu mai sunt alte probleme, supun la vot punctele de la punctul 1 până la punctul 8. Inclusiv care vi l-am... Până la punctul 11. Nu, până la punctul 10. Inclusiv punctul 10, da. Punctul 10. Cine este pentru? Da. Se abține cineva, împotrivă, în una limitată de voturi, au fost aprobate cele 10 puncte de ordine de zi. La punctul 11 avem proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 10 pe 2017 referitoare la stabilirea normativilor proprii de cheltuieli privind consumul de carburant la nivelul OAT Comuna Poduri pe anul 2017. Da, vă spun despre ce este vorba. Știți că la început am tot făcut și am făcut pentru fiecare în parte cantitatea de motorină necesară pentru fiecare mașină. Iar acum, după ce am făcut și consumurile și așa, o trebuie să echilibrăm un pic pentru că am trecut foarte puțin la
la buldo și la basculă și trecusem mai mult pe tractor și pe daci. Am luat de la tractor și de la daci și am mai dus la buldo și la autobasculante. Și atunci am echilibrat ca să putem în momentul în care ne întreabă cineva să știm că nu, de fapt, nu am săpat cu Dacia nicăieri. O să vă spun și care sunt, să vă citesc să vă spun care sunt ceea ce am pus aici. La Duster 450, la Logan 300, Buldo 800, autobasculant 800, microbus 350, tractor 300, Dacia Papuc 200. Am spus primul. 450. Și am luat de aici și cu astea și am pus la Duster. Și la Logan 300. 300, da, da. 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 Dacă sunt comentarii sau ceva. Nu se vede nicio problemă, supun la vot punctul numărul 11. Cine este pentru? Abține, împotrivă, unanimitate și punctul 11 a fost aprobat. La punctul 12 avem proiect de hotărâre privind participarea Comunei Podul ca beneficiar în vederea depunerii unei cereri de finanțare la Ministerul Dezvoltărilor Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în cadrul programului operațional Capital Uman, POCO, 2014-2020, axa prioritară 4, incluziunea socială și combaterea sărăciei. Obiectivul specific 4.2, reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și incluziune socială din comunitățile marginalizate, non-rom, non-roma, prin implementare de măsuri integrate. Da, o să vă spun, ăsta de fapt era principalul pentru care astăzi ne-am întâlnit proiectul acesta, pentru că, așa cum știți, fiindcă a fost elaborat greșit ghidul din anii trecuți, a fost elaborat greșit ghidul, a trebuit să se refacă ghidul, refăcându-se ghidul s-au refăcut și sumele. Suma noastră a mai scăzut un pic, era aproximativ 5 milioane și acum este aproximativ 4 milioane de euro și noi o să avem atunci cofinanțarea un pic mai mică pentru că este suma mai mică. Aici la non-romi, cum spuneți dumneavoastră, nu neapărat că nu romi nu sunt ei beneficiari, pentru că și ei pot beneficia, dar nu sunt strict ei beneficiari, pentru că știți că au fost program prin fere de serpin astea care erau exclusiv pentru romi. Nu, aici intră și romii, dar nu e neapărat numai ei. Intră și alții, așa cum știți, este vorba de Valea Șoșii și de Cernu, care sunt zonele limitrofe, că asta este de fapt ideea. Iar faptul că v-am spus că s-a schimbat ghidul, el până pe data de 16 se redepune, și pentru că se redepune a trebuit, să zic așa, obligatoriu să ne întâlnim acum ca să poată să termine documentația. Aici pot să vă spun că firma de consultanță ne-a ajutat și deocamdată am avut o înțelegere, nu am dat niciun ban pe consultanță, pentru că au făcut ei consultanța și în momentul în care vom câștiga proiectul, ei atunci o să-și retragă banii. Deci este un punct în plus, nu ne-a, așa a fost înțelegerea, nu ne-a costat deocamdată nimic, oricum ne costă la celălalt proiect destul, deci mai avem și câte un, să zic așa, câte un mic beneficiu. Și de asta vă rog să votăm ca să putem să trecem și să depunem din nou proiectul până pe data de 16. În cadrul proiectului ăsta, persoanele astea care sunt categorisite ca sărace au dreptul și la muncă sau numai? Cine deci, în primul rând, dreptul principal e dreptul la viață. Pe urmă, dreptul la muncă. Afară, dreptul la muncă. Au și dreptul la muncă, însă aș vrea să vă spun un lucru. N-aș vrea ca acest proiect, dacă avem posibilitatea să-l implementăm și să ne ajute Dumnezeu să-l implementăm, nu aș vrea să fie unul dintre ăsta nominal, adică pe câte o persoană parte. De exemplu, aș vrea din proiectul acesta și din banii aceștia să tragem toată apa pe partea Cernu. Și atunci cred că este o investiție. Să tragem toată apa pe Valea Șoșii, care iar este o investiție, care investițiile astea sunt destul de mari.
din punct de vedere al banului. Adică nu, vedeți că nu ne permite cât de mult ajunsese acel proiect pentru Valea Șoșii, care toți mi se spune că am intrat eu primar și nu vreau ca să mai trag apă sus în deal. Dar e și la mine acasă, deci chiar aș vrea apă, pentru că e normal să vreau și eu apă, chiar dacă trag din fântână. Dar proiectul, dacă a ajuns la 4 miliarde să fie proiectul, de unde se susțină bugetul primăriei atâția bani, 4 miliarde și să fac... Chiar am să rog să se uite la înregistrare și să vadă despre ce-i vorba, pentru că chiar doresc să fie apă acolo. Nu a spus nimeni că nu dorește, dar dacă suma a crescut așa de mare, n-avea nimeni, nici domnul Iscu, nici eu n-aveam de unde să luăm banii ăștia atunci. Nu se putea. Deci nu era posibil. Așa că dacă s-ar putea, să revin la domnul Dobrovăț, deci dacă s-ar putea, eu n-aș vrea să-l fac nominal ca să unul să aibă și unul să nu aibă. Totul să fie, să fie într-un total ca să fie lumea mulțumită. Dar mai ales lucrurile astea mari care nu sunt făcute. Asta era... Deci proiectul nu se referă la anumite sponsorizări care sunt celor care săraci. Nu, și să știți că proiectul, o parte bună din proiectul ăsta se referă foarte mult la copii. Și la studii la copii se referă foarte mult. Pentru mine și pentru mine asta a fost un punct în plus, treaba asta. Dar cofinanțarea, să știți că la proiectul ăsta, chiar dacă îl primim, cofinanțarea este foarte mică, este de 2%. Dar mai concret, vis-a-vis de copii, de elevi, în ce constă? Păi, în primul rând, întreținerea la școală. Asta este una. În afară de... sunt multe în proiect, sunt foarte multe scrise, dar este vorba de cum ar veni, poți să faci o școală după școală din banii ăștia. Poți să plătești profesor care să vină să stea cu ei să facă after school. Deci, se pot să mai multe copii. Da, voi, da? Vis-a-vis de asta, deci am înțeles noi să accesăm proiectul, da? Da. Și după aceea, pe ce măsuri o să mergem din proiectul, o să fie ceva ulterior, adică vis-a-vis de școli, de, mă rog, alimentare cu apă, alte puncte din proiectul ăsta, sau ceva? Nici ca timp. Ca timp? Ca timp este vorba de 3 ani, de implementare, timp de 3 ani și, nu știu, n-am citit chiar ghidul să văd dacă după 3 ani trebuie noi să nu avei acolo ceva, domnul administrator. Acum mă uita. Deci aș vrea să dau exemplu de câteva activități care s-ar desfășura prin acest proiect. 1. Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație timpurie. Sub activitatea va consta în derulare de ședințe de pictură, lucru manual, sesiuni de învățare, poezii și cântice pentru copii. Bine, asta e prea puțin. Vorbesc lucrurile mai mari. Da, sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii. Școala gimnazială Nicolae Șova va organiza un program de tip școală după școală, exact ce spunea doamna primar. Sprijin pentru găsirea unui loc de muncă, pe o perioadă de 3 luni, se va asigura prin subcontractare către un furnizor acreditat, consilierea și informarea 280 de persoane din grupul țintă, deci se va atinge... Să fac cursuri dintre astea pentru fiecare, cursurile sunt gratuite, e ca un fel de postru, domnul, numai că acum se numește POP-ul, deci el e un fel de postru, numai că acum e... Continuatorul postrului, da. Cred că e continuatorul lui. Susținerea antreprenoriat. Cadrul acestei subactivități, persoane din grupul țintă celor este să-și înființeze o afacere sau sunt interesați de dezvoltarea competențelor. Acordarea de subvenții pentru învițarea, deci dacă vreau să deschid o afacere, să acorde și o subvenție pentru începerea activității respective. Furnizare de renovare locuințe, asistență juridică pentru comunitate. Ce spunea și doamna primar despre apă în Valea Șoșii. Deci perioada de implementare a proiectului va fi de 36 luni, 3 ani, după care 5 ani de zile noi trebuie să susținem post-implementare proiectul respectiv. Adică continuarea activităților din proiectul acesta. Da. Dacă mai sunt ceva întrebări sau... Nu mai sunt alte probleme, sunt pun la vot punctul 12 de ore de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri, nimic. În unanimitate și punctul 12 din ordine de zi a fost aprobat. La punctul 13 avem proiect de hotărâre prin rectificarea bugetară. Inițiator, doamna primară Albudiană. Da, știți că în urma cumpărării acestei mașinii care am luat-o, Volvo, care acum este la este de fapt băgată ca să o... Deci, să o verificăm un pic și așa că tocmai au venit să-i facem revizia tehnică. Am obținut și numerele roșii la ea, deci spre bine.
din cumpărarea acelei mașini, știți că la început noi am pus suma de 1,5 miliarde, dacă mi-aduc bine aminte pentru ea. Pentru că mașina a fost mult mai ieftină și a ajuns în jur de 700 de milioane, au rămas niște bani. Banii aceștia care au rămas, am discutat și v-am spus un pic și informativ, am vrea să-i trecem ca să putem cumpăra pentru grădiniță și pentru primărie și să facem tot ce ține de verificările astea tehnice și așa, centralele pentru, pentru lemne de aici, pentru că am avut, au venit persoane care s-au uitat exact și au văzut că nu mai sunt, nu mai sunt de calitate și instalația trebuie. Și acum noi ca noi, dar având în vedere faptul că este grădinița aici, e o mare problemă pentru grădiniță încălzirea. Și de asta vă rog dacă vreți să fiți de acord cu... Cine este pentru? Abțineri, potrivă nimic. În unanimitate și punctul 13 aprobat. La punctul 14 avem proiect de hotărâre privind finanțare de servicii de specialitate în vederea obținerii avizului și autorizații de securitate la incendiu pentru instituțiile publice. Deci asta este obligatoriu pentru toate, datorită faptului că noi avem și primăria și căminul și ele sunt, am făcut cumva și le-am cuplat, trebuie să facem această autorizații de securitate la incendiu, pentru că este de la 500 de milioane în sus este amenda și am găsit, ne-am uitat pe SEAP și am găsit, deci cea mai mică, să spun, ofertă pe care am găsit-o a fost de 280 de milioane fără TVA. Vă spun și suma ca să știți și dumneavoastră despre ce este vorba. Dar, repet, asta este obligatoriu, obligatoriu de făcut această, această autorizație și aceste avize. Mai mult decât atât, probabil că și școlile vor avea și au aceeași, sunt în aceeași situație ca și noi. Că e obligatoriu și pentru școli, dar acum aici este vorba de noi. Să vă aveam vedere în următoare perioadă și școlile? Da, cu... În ce sens mă întrebați? Tu, dacă a luat primăria, își va face... Dar deja, deja au venit și la școli și la noi și deja au spus că urmează controale. Că asta au spus, dacă urmează controale, e clar că dacă vin și pun o amendă de 500 de milioane, nu prea e convenabil, sincer. Și pentru noi și pentru școli. În testa de învățământ, s-a dat termen până în iunie și acum s-a prelungit până în septembrie, măcar să se înceapă. Ca măcar să înceapă să se facă, dar sunt foarte puține firme autorizate, noi am văzut pe TEAP, foarte puține firme autorizate din punct de vedere că trebuie să fii și arhitect, nu știu ce, au niște, mă rog, ei știu, care fac... Sumele sunt enorm de mari, care foarte mari, știți de ce? Pentru că asta... Este un viciu de ăștia care vin cu, cu amenda. Pentru că îi spun așa, probabil, spun, 500 de milioane e amenda? Păi noi luăm jumătate de preț sau ca să vă convină să faceți și să nu fiți plătiți. Da. Mulțumesc. În acești bani între atât obținerea avizului cât și instalația propriu-zise? Tot. Apoi dacă ar, ar mai fi ceva și pe ori nu se mai ceară încă altceva, vă vin să pun amendă. Dacă chiar îi până într-atât, dar dacă nu intră tot. Bine, eu nu sunt din specialitate, nu pot să spun, dar știu că tot intră aici. În asta nu mai trebuie. Adică în momentul în care vine controlul, nu mai există o problemă. Asta e, de fapt, ideea. Dacă vă sunt și alte probleme. Nu, n-am sunat la vot acum, să spun la vot, punctul 14. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nimic, unanimitate și punctul 14 a fost aprobat. Deci am avut în punctul de ordine 15 diverse. Da, am două lucruri pe care vreau să le prezint. Dacă îmi dați voi și pe urmă să... Nu, ca să putem să avem bază de discuții. S-a întrebat de drumul județean. Drumul județean, după mai multe, știți foarte bine, care lucrăm aici împreună, care au fost drumurile mele la județ și ce am discutat. Se va începe asfaltarea drumului județean, asfaltare care de 40 de ani n-a fost făcută și țin să menționez acest lucru, decât s-a pus griblură. Se va pune o stradă de asfalt de 5 cm. El se va face pe tronsoane. Primul tronson va fi
de la podul Comorâții și va urca până la Nenea Velu, aproape la Nenea Velu, în, acolo sus. În, în toamnă avem promisiunea de a se continua până la Bucșești. Eu salut într-un fel faptul că ne-au acordat să punem acest covor asfaltic, deoarece este foarte scump, eu știu că este foarte scump și mai știu că puține primării au putut să ia în anul acesta pentru acest covor asfaltic. Bineînțeles că vor fi discuții că de ce nu se face așa, că de ce nu se face mai mult, că de ce eu invit pe cei care au discuțiile acestea și aceste cârcoteli să vină cu mine la Consiliul Județean să discutăm și acolo să avem tranșant să ne spună despre ce este vorba. Eu zic că acesta este începutul, atâta timp cât ne mai ia o parte din greutatea asta a drumului de aici, cred că este foarte bine, plus că am socotit că drumul ăla de la, am zis prima dată, să facem de la stadion. Este rău și la stadion, nimic de spus, dar nu este atât de rău pe cât este aici în față la magazinele astea și drumurile care duc la școală. Avem și reparația totală a drumului, deci nu rămâne numai la a face partea asta și și drumul până la de la stadion și până la pod se va repara. Apoi va fi reparația aceea de la Bucșești, pentru că s-a, știți unde e stricat acolo în față la biserică. Deci în timp de o săptămână, două, imediat concomitent cu asta, fiind mașini în zonă, vom face reparațiile și pe celelalte drumuri pe care am vorbit dumneavoastră, la Bucșești, la Corne, peste tot unde sunt drumurile și aici la Rusăie și peste tot partea asta de aici de la domnul Starparu, toate vor fi refăcute, doar că astăzi nu i-am lăsat să înceapă, doar au început să curățe și așa, pentru că plouă și am zis că atâta timp cât plouă să fie soare ca să nu fie problemă. I-am spus domnului care a venit, din ce am mai discutat și eu cu alții, după cilindrarea acestui covor asfaltic pe care să-l pună, cel puțin să aibă, deci cum spune legea, că nu pot eu să cer mai mult, eu aș ceri 20 cm deasupra, dar nu mă lasă legea, să fie de cel puțin 4-5. De ce nu s-a dat mai mult? Nu s-a dat mai mult pentru că există un contract cadru pentru reparații și n-au voie să dea mai mult pe acest segment de drum. Dar dacă în toamnă se va continua, presupun că într-un an, jumătate, 2 ani, cam așa, drumul va fi tot cu un covor asfaltic. Vă mulțumesc. Întrebare și eu, dar care e motivul de s-a redus un kilometru? Dar nu a fost, atunci a fost doar la motiv de discuții, dar având în vedere contractul cadru pe care l-au semnat, asta a fost. Atunci a fost doar și hotărârea dată de Consiliu, nu... De fapt, au fost prima dată niște discuții, la discuția asta și s-a ajuns să se dea partea aceasta, pentru că nu au voie, depășesc o limită, o sumă pe care și noi nu avem voie, de exemplu, la unele lucrări, să o depășim. Și așa, și atunci au trebuit să... Ne-ați informat, s-a aprobat 3 kilometri. Da. Eu v-am informat că se va face acest drum pe porțiuni care vor fi din 3 în 3. Dar acum încă o dată vă spun. Deci eu cred că este bine începutul și așa, pentru că tot pentru noi este făcut. Dacă era mai mult sau dacă era tot, era extraordinar de bine. Dar ăsta este începutul. Eu, sincer, chiar mă bucur pentru că încep să facă, pentru că nu-i chiar foarte simplu după atâția ani să te apuci să-l faci și să-l iei de la... E foarte rău. Și plus partea asta de aici, de la domnul... Unde coborăm aici, la domnul Martin, aici este foarte rău, drumul aproape să... Și al doilea lucru pe care vreau să vă spun, aș vrea ca să fiți și dumneavoastră de acord, este doar o informare, copiii noștri care termină clasa 8-a și copiii care termină bacaloriatul, după ce se vor finaliza lucrările, și plus copiii olimpici, ca noi, primăria și Consiliul Local, te vorbesc copiii, ca să mă exprim, că am zis, termină foarte mulți copii, cei care au cel puțin o medie de 10 la bacaloriat sau o medie de 10 la capacitate, plus cei olimpici, să fie recompensați cu o sumă de către 2 milioane de noi, cei care suntem aici. Dacă o să fiți de acord să facem acest lucru, când o să fie, este frumos să-i chemăm chiar în cadrul Consiliului Local, să fie aici, să vadă toată lumea. 2 milioane sau 200 de lei? 200 de lei. Eu vorbesc când am trecut în campanie aia. E foarte bun să avem 200. 2 milioane, nimic. Vă mulțumesc, eu asta am acasă. Întrebare.
S-a început cu asfaltarea acolo. Mă ajut cu potul unde trebuie să surbi. Da, ei nu ți-a niște. Dar trebuie să mă scurci acolo pentru că o să... Da. O să fie incident acolo, sigur. O să se ia niște măsuri, o să discutăm. Deja știu, dar știu pentru că dacă vă arat dosarul pe care eu l-am făcut și l-am trimis la drumul județeni și la asta, nu cred că există dosar de, nici de proiecte câte le-am scris și ce le-am, câte poze și câte am trimis acolo și câte special am trimis pentru drumul care spuneți domnul Starvară. Special am trimis exact poze de acolo și cu toți au venit la drum și știu exact care-i treaba și ei. Plus că trec acum pe acolo. Că... Și-l văd. Alte probleme, dacă mai sunt la diverse, domn profesor. Da, vroiam doar câteva minute să-mi permiteți și mie. Apreciez enorm de mult inițiativele doamnei primar pentru faptul că în noi anul acesta de lucrări și vechi și noi și reactualizate și acestea prin contur este un lucru nemaipomenit. Nemaipomenit. Până acum am vorbit vorbe, dar acum se văd fapte. Și este un lucru extraordinar și eu vă felicit, doamnă, pentru inițiativa și pentru modul cum știți să fiți în toate punctele fierbinți ale lucrărilor din această campanie de modernizare a Comunei Poduri. E un lucru nemaipomenit. Poate contribuția noastră modestă, știu eu, poate e deranjantă, dar vom intensifica și noi, consilierii locali, efortul pentru a fi alături de dumneavoastră în orice situație. Și puneți-ne să supraveghem o lucrare, să facem o investiție. De asemenea, eu m-am gândit aici, doamna primar, dacă nu-i bine, că de ne interesăm de o mașină de lemne să se apropie de 30 de milioane. Nu au, sunt oameni săraci în comuna asta, Podul. Și dacă nu-i bine să reluăm vechiul proiect, care era deja aprobat, aveam și o brumă de bani la nivelul Consiliului Local, proiectul privind gaze în comuna Podul. Noi o să fim foarte apropiați de Moinești. O să fim o suburbie a Moineștiului în viitorul mai mult sau mai puțin depărtat. Eu sper să fii Moineștiul suburbia noastră. Eu consider că e bine, nu acum, ci în timp, să avem în atenție și aceste lucruri. Aș ruga în finalul intervenției mele să urăm de plin succes colegilor noștri care candidează duminică la funcția de primar în toate județele și orașele țării, pentru că este respectiv să o felicităm pe Simona Halep și să urăm succes în finala de sâmbătă. Este simbolul României. În loc să pună frunza sau oița, eu aș pune pe Simona Halep. La știți dumneavoastră ce mă refer. De asemenea, băieților din Națională cu Polonia, chiar dacă noi știm cu tot sufletul că vor lua bătaie, poate dă Dumnezeu și o să-i batem pe polonești. Să luăm mai puțină bătaie. Vă mulțumesc tare mult! Să luăm mai puțină, profesor. Să luăm mai puțin. Poate să nu scunsună puțină. Fiindcă am ajuns la frontul diversie, aș vrea de precedenta ședință să ridic problema asta. Nu e târziu nici acum. Doamna primar, ne-ați promis că după ieșirea la pensia doamnei Lumința Popa, veți prezenta cine e un locuitor pe dumneaei, un raport al Camerei Agricole. Pentru Nu e o promisiune, poate m-am exagerat. Documentația, de ce o ridic? Pentru că a spus că s-au găsit atunci, în urma controlului, multe nereguli documentaristice și avem dosarele de retrocedare care stau de ani de zile și nu spune nimeni nimic despre ele. Eu fac parte dintr-o familie care suntem urmași al unor defunți. Am hotărât, nu eu, două familii au hotărât să deschidem în acțiune. Ne-am
în instanță. Ne-am interesat, am discutat cu și cu avocați, am discutat și cu oameni care sunt în domeniu, așa, de retrocedare. Ne-a spus să solicităm în Consiliul Local acel raport, în ce situație se află aceste dosare și, mai mult de atât, am spus, dacă avem jurist, să participe efectiv la analiza fiecărui dosar, să emită un raport, să solicităm o copie, să-l înaintăm în instanță. Eu spun sincer că juristul nostru nu l-am văzut decât când l-ați prezentat în prima ședință. E și aici, dacă vreți să vorbiți cu el, e dincolo. O să discut și cu dânsul particular așa, dar vă informez, pentru că ceea ce am discutat în raport cu această... părerea mea, că avem dosare pentru că, la nivel de comună, în Camera Agricolă a fost o foarte mare corupție. Și ceea ce afirm, am niște documentații pe care mă bazez, așa, nu spun că am auzit sau că mi s-a spus așa, am niște argumente foarte concrete. Legat de acest raport, eu m-am adresat și șefului de la Ocolul Silvic. Dânsul nu și-a pus avizul pe dosare. Dosarele sunt de pe vremea fostului șef de Ocol, îmi scapă numele, Coțoveanu, așa, dar atât a spus verbal că dânsul nu este în afara, hotărârea este 100% și a dânsului aceeași cu ceea ce a hotărât domnul Coțoveanu. Eu, în perioada cât a fost domnul Coțoveanu, eram în Comisia Agricolă de Retrocedare. Nu l-am văzut niciodată într-o ședință, participând la o ședință de Consiliul Local de Retrocedare. Niciodată. A trimis când un reprezentant, când un pădurar, când un brigadier, mă rog. Ca... reiese foarte clar, reiese foarte clar că și aici a fost o hoție cu retrocedarea asta. Unii a ținut, unii nu. De exemplu, în suprafața noastră de pădure, care trebuia să ne retrocedeze, am ajuns în faza când, împreună cu Ocolul Silvic, cu reprezentanții Ocolul Silvic, am făcut delimitarea suprafeței. S-a încheiat proces verbal, care a dispărut din dosar în final, pentru că a fost certat că nici atunci domnul Coțoveanu nu a participat, a trimis un reprezentant și l-a certat că nu i-a respectat dispoziția lui, mă rog, deci trebuia să facă orice ca să nu facă acel proces verbal. Eu mi-am impus punctul de vedere și am zis, nu, eram în primăria veche, nu iese nimeni de aici până nu încheiem procesul verbal de constatare la fața locului. Cu vecini, așa spunea legea 247. Ne-am conformat. Așa. Și, în final, acest proces verbal, eu am fost preventiv și mi-am făcut o copie, îl am, copia, la dosar a dispărut, fiind doamna Popa, corupta numărul 1, așa, din primărie, și dosarul are 10 ani de zile. Dânsul i-a zis că un act este valabil. Nici pe ăla nu l-a continuat demersul pentru Comisia Județeană și a rămas dosarul să ajungă, cred că are mai mult de 12 ani acum, când stăm și așteptăm retrocedarea. Da, am recurs, acest la dosar instanță. Nu a ajuns niciodată la prefectură. La Comisia Județeană. Da. A ajuns, nu știu ce s-a întâmplat. Am participat și eu de 2 ori în Comisia Județeană, da, să susțin dosarul. Și ce s-a întâmplat? Asta e foarte important, că dacă juriștii din Comisia, juriștii din Comisia Județeană, care aparțin de prefectură, da, când dădeau dreptate la dosar și referitor la actele care, da, erau depuse, singurul care se opunea era reprezentantul Inspectoratului Silvic, care primea informațiile de la domnul Coțoveanu. Era o doamnă, îmi scapă numele, o am pe nume acasă, așa, într-un carnet. Și ceea ce spunea domnul Coțoveanu, aia spunea dânsa acolo. Toți spuneau ca dânsa. Deci, acolo în lege spune clar, majoritatea are, mersul mai departe. Una singură se opunea și toți se conformau. Deci,
se vedea clar că este o corupție și o rea intenție de a se retroceda. Am recurs acum să în instanță, să mergem și cu asta vrem raportul din Comisia Locală. Analiza câte dosare, ce este și cu avizul juristului, dacă avem jurist. Da, așa? Noi nu o să avem voie să vă dăm raportul dumneavoastră copii, cu, ce da. Este, nu, cu ce este la toată lumea. Noi o să avem voie să vă dăm raportul asupra dosarului dumneavoastră care vă interesează în instanță. Că așa spune legea. Că vedeți da. Când cereți în procesul din Consiliul Local, legea spune partea dumneavoastră care o solicitat, extras din partea dumneavoastră, asta e una la mână. A doua la mână, eu vă spun următorul lucru. Am trecut prin aceeași treabă pe care treceți dumneavoastră. Tot așa sunt tot refuzat, au fost tot refuzat, i-a trimis de la Ana la Caiapă, exact aceeași treabă. S-a deschis socrul meu Dumnezeu să le ierte dosar în instanță, s-a mers în instanță, s-a luat hotărâre judecătorească și cu hotărârea judecătorească au fost și Ocolul Silvic, nu a mai avut ce să spun, având albii negru, hotărâre judecătorească. Bine, că s-a umblat un timp, este foarte adevărat, că nu e nimica care să vină, că și asta necesită niște bani, necesită dus, venit în instanță și așa, dar prin hotărâre judecătorească, vă spun, cred că este cea mai bună soluție pe care ați găsit-o, să mergeți în instanță și atunci o să fie cu totul și cu totul altceva. Și având în vedere că aveți actele care spune și că au fost ei, atunci nu mai sunt acolo ca să vină să spună. Actele vorbesc și cu asta basta, deci eu chiar... Am vrut să vă spun la un moment dat să deschideți în instanță. Probabil raportul oficial, dacă nu... Da, dacă, nu da, probabil, nu știu cum este, extras, tot așa, e extras, chiar dacă e oficial, de avocat, oricum, da, da, da. Deci să vă lua și încă ceva, fata care a venit acum, care este nouă, care este în locul doamnei Popa, fata a început să-și facă treaba, e adevărat, să duce peste tot, a început să scoată din dosarele care au fost, chiar au fost rezolvate o parte din dosare și chiar m-am bucurat că au început să primească validări și încep să se scrie titlul de proprietate. Și atât să vă mai spun ceva apropo de dosarul dumneavoastră, deci de când sunt eu viceprimar, deci sunt 4 ani și acum încă un an, sunt 5 ani, de atunci duc dosarul cu... Deci am hotărârea judecătorească ca să pot să scoate titlul de proprietate. Duc dosarul la Suceava, Suceava mi-l dă înapoi. Duc dosarul la Suceava, Suceava mi-l dă înapoi. Deci e o problemă din punctul ăsta de vedere. Ce mențiuni BAC la retrocedare? BAC nu avem plan parcelar al Comunei Poduș, pentru că nu există plan parcelar, pe urmă găsești măcar plan parcelar pe o parte din hectarele de acolo. Deci găsesc de fiecare dată niște ghichițe, dar vă spun că de 3 ani de zile este dosar și acum dosarul e la Suceava. Da. Deci pentru mine e ceva foarte... V-am spus întrebarea vreodată, de ce podurile alea cele mai multe dosare? Au început să nu mai aibă cele mai multe dosare. Asta vă răspund. V-am spus întrebarea, de ce după ce a apărut această doamnă, au început să decurgă și dosarele au început să... Până acum o stație... Mai tânără. De ce? E mai tânără și are mai multă forță din muncă. Pentru că pe unele s-au primit niște bani. Bani. Eu nu pot să acuz că s-au primit niște bani, domnul Grigoraș, pentru că eu nu... Să știți că mi-asum da, vă asumați pentru că n-am. Mi-asum. Eu, sincer... Și atunci, dosarele care cine nu vinea cu banul, dosarele staționau. Deci clar că e reiese pe asta. Nu știu, nu cred totuși că nu putem să avem să nu e aici, mai ales că... Ceea ce afirm, eu mi-asum și nu vorbesc, cred că mă cunoască. Acum că nu-mi place să vorbesc ce am auzit și ceea ce... Da, domnul Dobrovăț. Dacă mai sunt ceva probleme. Doar o mică completare la ce a spus domnul consilier Grigoraș și doamna primar. Are mare dreptate domnul consilier Grigoraș. Și vă spun la modul sincer... Încă de la constituirea comisiilor de reîmproprietărire a oamenilor pe parcele, pe bucățele care le-au avut oamenii, în aceste comisii s-au strecurat oameni care, dacă n-au găsit pe moștenitorii sau nepoții sau nu știu mai ce, în dealul Păltinișului s-a făcut răvagii. Totul s-a strâns în baza faptului că eu eram în comisia respectivă și au însușit hectare care le-au făcut cu, le-au însemânțat cu lucernă sau trifoliene sau alte culturi. Un alt aspect. Dacă eu, de exemplu, aveam 700 de metri pătrați
în arhiva primăriei, cu domnul inginer Caloș și cu alți ingineri, nu dau alte nume, domnule dragă, s-au făcut din 700 de metri pătrați, i-a dat 10.000 de metri pătrați, adică un hectar. Și s-au făcut completări. Și acum, litigii, procese, oameni care au intrat peste abuziv, peste parcelele altora și așa mai departe. Eu cred, doamna primar, atunci când se va pune acel cadastru satelitar cu toate parcele și se va parcela corect atât extraviralul cât și pădurile și toate celelalte lucruri, se va pune ordine în aceste probleme. Până atunci o să avem de suferit și dumneavoastră ca instituție publică și cetățenii comunii, caz și domnul Vasilică și alți oameni. Cred că fiecare din dumneavoastră, în inima dumneavoastră, aveți un caz mai deosebit. Și știți că Georgica a intrat pe terenul meu și nu avea dreptul. Sau, din moș strămoș, nu era el proprietarul terenului, ci a intrat altul, cu totul altul, care era suspus. Puneți ghilimele dumneavoastră. Da, problema este, domnul profesor, de ce un jurist spune că este corect și unul spune invers? De ce? Pentru că sunt depui 10 juriști, așa să spune, 10 păreri. Și eu susțin în totalitate, doamna primar, pe socrul dumneavoastră, Dumnezeu să-l odihnească, că tata socru al meu era vecin cu parcela lui Nea Dumitru Albu și al lui Nea David Albu. Oameni deosebiți care au știut să păstreze pădurea intactă, pădurea virgină. Dar, cum să vă zic, în stânga și în dreapta, când s-a dat legea în proprietările cu pădurile, s-au decimat de nu vă puteți imagina. De asta am pus problema cu gazele, domnul președinte. Da, îmi pare rău că nu v-am apucat să vă răspund cu gazele. În primele, cred că, nu, în primele 6 luni de când am intrat, da, nu, n-am spus că mi-au sus gaze. Am fost la Ministerul Energiei și am discutat cu un domn subsecretar de stat. Am căutat acea cerere de gaz care a fost pusă mult mai înainte, cu ani în urmă. S-a spus următorul lucru. Eu am pus problema asta fiind sonda. Aici am zis că azi, când nu avem nicio treabă cu sonda, am mai spus în ședință, pentru că nu poate sonda, nu putem noi să luăm direct de la sondă. Trebuie să ne legăm de magistrala Moineștiului. Asta ar fi una dintre condiții. Dar ei au făcut atunci niște prospecțiuni la vremea respectivă. O firmă a făcut prospecțiuni. Iar având în vedere că este o comună foarte lungă și foarte răsfirată, ei nu aveau, cum să spun, nu aveau niciun profit. Și atunci firma nu îi convine să vină să facă niște lucrări dacă n-au niciun profit. Plus că nu știu câți ar fi abonați, câți ar vrea să se racordeze. Gândiți-vă că acum au mai pus și problema. Dom'le, dumneavoastră, sunteți și zonă din munte unde e pădurea aici și mulți au să... Mulți o să-și pună gaz, dar de fapt și de drept tot cu lemn o să... Deci am fost pentru a discuta, am lăsat totuși acolo, a fost lăsat o cerere, dacă cumva, că spune așa, dacă lași cererea respectivă la Ministerul Energiei, unde am fost și am discutat, la un moment dat, dacă o firmă dorește și vine să vadă, să facă din nou o prospecțiune a ce se întâmplă aici, să o facă, bineînțeles, pe banii lor, că asta e de fapt ideea, noi suntem deschiși și ei ne anunță treaba asta. Vă spun sincer, nu i-am mai sunat acum pentru că nu avea rost, erau câteva luni, dar am spus că dacă încerc din nou aici la sondă, ei vor mai pune aici încă niște sonde, atunci o să mai trag și eu mai tare la minister să vedem ce se întâmplă. Am discutat, da, doamna primar, și cu domnul ministru în relațiile cu Parlamentul, domnul Viorel Ilie, zile din urmă la Moinești. Și a zis că ne dă tot sprijinul pentru a relua acest dosar. Știam că trebuie să ne racordăm din spatele stadionului. Aveam peste 1 miliard la primăria Poduri Fonduri. Știam că într-un an o să aducem tot la stația de epurare la Coca Tank în capătul satului.
erau dosare întregi cu cetățenii care și-au exprimat dorința de a avea gaze în locuința dumnealor. Eu nu spun acum că aveți destule probleme și sunt prea multe, dar în viitor, un an, doi, trei, e bine să avem în vedere acest lucru. Deci, problema gazelor nu e de acum, de azi, de ieri. Când eram în funcție aici, am obținut toate aprobările, am întocmit proiectul tehnic pentru execuție, am ținut licitația, am obținut și o anumită sumă pentru începerea investițiilor și cei care au pierdut licitația, respectiv Comagul Brașov, au deschis acțiuni, ne-a judecat 3 ani sau 4 ani cu ei. După 4 ani de zile cu câștigat tot instalații Ioanești, că eu câștigat licitația, n-am mai avut sursa de finanțare. Am solicitat la Consiliul Județean sursa de finanțare și la Guvern pentru începerea execuției, pentru că ne-au cerut, la prima dată când am solicitat fonduri, ne-au cerut cine sunt câți doritori să introducă gaze. Atunci, la timpul ăla, a treia Consiliul Oală, Dumnezeu să ierte, a plecat toată comuna, a obținut cu 3.000 ceva de semnături. Gata, nu s-a pus problema. A doua oară, când am solicitat fondul, ne-a cerut să depun tot așa tabel cu solicitat, dar în schimb să depună și o taxă de 100 de lei, taxă de racordare. N-am strâns mai mult de 120 de semnături. Și o să pentru 120 de solicitanți nu se merită investiția. Și acolo am mai pus și noi bani. Am pus și noi ca să avem un număr cât mai mare. Și ăsta nu sunt ceva de cereri. Banii aia, văd că eu mâncat lupul, nici acum nu i-a mai dat nimeni înapoi. Și uitați că a rămas moarte. Nu știu, deci proiectul care s-a întocmit atunci, nu mai știu eu, nu mai fi. A fost proiect tehnic, a fost... La mine așa. Și la Tejumoreș. Eu știu că am dat mașină la gata, vedeți că și cu apa, tot așa puțin semnături și, până la urmă, lumea... Acum, acum la este foarte puțin, dar la gaz este foarte costisat. Dar nu s-a pus problema. Omul când a cerut 100 de mii, atunci nu era 10 lei, că acum 10 lei, și eu nu sunt, hai, nu, dacă nu dăm, deci pierd. La apă nu o solicita suma asta, în schimb, la apă ce am avut, am avut pe domnul Sergiu Sechelariu, care puteți ne rugăm toată comuna la el să-i mulțumim. A fost sprijinul nostru, cu cât că eu eram la un partid, el de la PSD-ul, ne-a sprijinit până când nu-i dați până am finalizat adopțiunea de apă de la Valea Uzului. Deci, care noi am fost principali, că toată rețeaua i-a dus pe poduri până la Moinești. De aici pe care am edificație și la Măgirești, la Ardioan. Sunt jumate din Moinești. Da, deci scopul a fost ca să alimenteze și Moinești din noi și cu asta dânsul care ne-a dat cel mai mare sprijin și... Asta zic, când au spus că oamenii au sprijinit comune, nu trebuie să-și dea demisie, că alții, parcă funcția pe care era de secretar de stat la Ministerul Lucrărilor Publice, nu era să sprijini comunitățile. S-a referit atunci că au sprijinit mai mult Bacău, că fiind din Bacău, și uitați, pentru vorba aia, trebuie să-și dea demisie să plece din guvern. Dar noi am rămas ceva de pe urma lui, a rămas aducțiunea de apă, care ne uitam acum în țară, toate comunele, mare criză de apă și probleme, și o investiție a fost 6.200.000 de dolari. Că era finanțată din statul Israel, investiția a fost finanțată. Da, am văzut, am găsit și care nu e la îndemâna orice cui această sumă, mai ales în ziua de azi. Și atunci era sumă extraordinar de mare. Cu gazele, uitați, n-am reușit din cauza că n-am găsit înțelegeri la populații. Iar puțin dacă pune fiecare câte 10.100.000, cum era, că era banii întregi, poate începe investiție. Și doar cel mai greu lucru este înceapă. Și o casă. Să vede cineva care s-a apucut de ea, forțează și o termine. Să împrumută așa și cu rețeaua de gază. Și câștigați instalaționești, iar numai să înceapă, aveam aprobare aici de la stadion din Brașa, că prima dată a fost pe dealul mare. După aceea s-a refăcut proiectul și ne-a aprobat să ne abrășăm de la stadion. Deci e conduta care duce la Albătești. Da, e adevărat. Și eu am deschiderea asta și către gaze, și către apa, că trebuie neapărat, cel puțin apa trebuie, dar având în vedere master planul ăsta în care suntem toți incluși acum și că
știți cum e, că prin Consiliul Județean pentru canalizare și pentru apă se va face, se va face acest proiect. Și apoi până au un termen și ei, până în 2019, la sfârșitul 2019, dacă nu au pus deja și dacă nu au făcut și proiectele și tot, atunci li se ia bani și atunci sunt convinsă că o să trebuiască să vină în zonă și să... Deja știți că au venit, v-am spus că au venit pentru, pentru proiectul tehnic, au venit, am fost pe drum, am luat hărțile să vedem. Deci apa va fi, deci întâi și întâi, tot pe banii lor, prin master planul ăsta, întâi va fi apă în toată comuna. După ce se va termina de trasa absolut în toată comuna apă, de vei atunci începe sistemul de, de canalizare. Deci ei acum, cel puțin, cred că din vara anului viitor, dacă nu cumva din primăvară, o să trebuiască să înceapă deja lucruri mai... Dar știți cum e cel mai urât, după cum vedeți, licitațiile și documentațiile. Deci astea țin ani de zile și, și de fapt, acum licitația ca licitația, dar contestația care este foarte, foarte mult. Eu vă mulțumesc foarte mult, dacă vă scuzați că am și o ședință la Moinești și trebuie să fiu, mă întâlnesc cu domnul ministru al transporturilor, îi mai spun ceva de drumuri, poate îi mai lungiește, mai... cu toate că dumnealui e drumurile naționale în mod deosebit, dar nu știți de unde mai sari nepuri, mai spune ceva, poate își dă demisia, ca domnul și ne ajută. Domnul președinte, la urmă... Mare domnul Grigoraș, o problemă și după aia domnul. Da. Cea mai mare plăcere să auzi și părerea dumneavoastră. Noi, în ședința precedentă de comisie, am avut domnul președinte, poate să confirme, am avut o temă în care s-a discutat despre ordine de suplină, printre altele, și am depus la alte subiecte. Unul din subiect a fost acela de comercializarea pe raza comunii a produselor. Deci, cum se cheamă, un fel de comerț stradal. Imediat vor începe, deci, la noi, în moment ce apar, pepenii... O început. Eu m-am documentat, există o lege, legea 86 din 2011, în care spune că comerțul s-a făcut pe raza unei comune, se stabilește într-un rând în Consiliul Local. Deci Consiliul Local stabilește ceea ce trebuie să facă. Acum, de ce mă deranjează? Mă deranjează faptul că vin cetățeni, și în special rom, cu produse. Cu ulei, cu zahăr, cu astea. Nu știu dacă este în urmă. Cred că ați văzut și noastră. I-ați văzut. Și strigă la poartă și cer sau vin cu oale, cu fel de fel de astea. Deci e ceva total, total ilegal. Cam ilegal. Faptul că ei vin și strigă și, și noaptea, și ziua, și dimineața până în ziua, este iarăși o perturbare a ordinii, a liniștii publici. Vreau să analizați lucrul ăsta și să hotărâm într-o ședință următoare. Ceea ce e de făcut în continuare. Îndrătați cu un spate sau un copiat? S-au făcut și ei scrocherii foarte multe și din cauza asta. La mea, aici era cel mai... Da, domnul Cătării Sava, vă rog. Rugăminte aș avea, tot vin băieții cu ăștia cu asfaltul, un punct cu zota de aici, dacă zici că se face până la Velu, este o mare problemă acolo cu tot timpul când vine apa din Pișanță, este în strada principală și acolo se strică cel mai mult. Ar trebui să discutați o astfel, chiar dacă vorbim noi, nu cred că ne asculte, să facă un pic șanțul acolo. Știu că este un tub care duce pe drumul de lângă casa lui Zota spre râu Gândul sau ceva, să-l disfunde acolo, că probabil la prima ploaie, la prima ploaie iarăși o să ia și o să rupă asfaltul din nou și păcat. Exact în curba principală acolo este o problemă pe distanță de 50 de metri, adică trebuie să facem șanțe și adâncit, adică să preia, să, atât să ducă spre partea asta pe la fostul domnului profesor. Da, am înțeles. Da. Și panta, panta la Bujor acolo și partea vis-a-vis la Bia, nu mai există șansă. Și au făcut terasamente, nu mai există șansă. Și atunci pericolul să fie din la sală. Da, o să trimitem pe cineva la patru, să vadă, să le pun în vedere. E păcat dacă tot facem drumul și așa să fie pe urmă stricat. Noi trecem tot și atunci e păcat să trecem. Dacă vine o apă mare, e imediat. Da, e și așa mai mult. E, bine, acum nu l-a luat chiar din prima, așa când domnul... Dacă vine pe subiect, îl s-a ascultat problema. Asta e problema.
O să vă rog un pic să mă ascultați. Mulțumesc, domnul președinte. Să știți că eu, în general, nu intervin în ședințele Consiliului Local, nu-i rolul presiei de a... Dumneavoastră sunteți consilieri, aveți cu prioritate acest drept, dar fiind totuși un punct de diverse și având în vedere că eu nu o să fiu prezent permanent la ședințele dumneavoastră, o să fiu probabil un cameraman aici. Vreau să vă aduc la cunoștință următoarele aspecte. Ședințele sunt monitorizate de către Prefectura Bacău, de către Consiliul Județean și de alte instituții. Deci noi avem o deschidere largă către toată lumea, către toate instituțiile. Avem chiar acreditări în acest sens. Procedural, probabil că aveți un regulament de funcționare pe care l-ați aprobat. O sugestie, luați-le doar ca recomandări ale mele. În momentul în care a supus, ați prezentat toate acele puncte în comun, trebuia să supuneți la vot dacă domnii consilieri și doamnele sunt de acord să se voteze. Deci trebuia votat de două ori. Odată, pe de o parte, la început, dacă sunt consilierii de acord și avea după aceea votate toate. E o sugestie. Noi vrem să vă ajutăm în acest sens, având în vedere că vor fi văzute aceste ședințe. Domnul consilier care a prezentat aici anumite aspecte pe care le are dânsul cu acțiune în instanță și așa mai departe. Vreau să vă atragem atenția că începând din momentul în care am venit noi, ședințele sunt un pic sub un alt aspect. În sensul că tot ceea ce afirmați dumneavoastră aici, domnul consilier, pot fi dovezi în instanță. Filmările noastre sunt publice. Deci rugămintea noastră este, pentru că și noi ca presă trebuie să respectăm legea, va trebui când faceți acuzații să aveți dovezi, să le prezentați aici. Deci doar faptul că spuneți că aveți dovezi nu este suficient. De asemenea, concret, s-a afirmat punctual, citez, doamna Popa corupta numărul 1. Nu o cunosc pe doamna Popa, n-am niciun interes. Deci dumneavoastră nu puteți face. De aia noi vrem să vă ajutăm, domnul consilier, să nu cădeți în cealaltă pantă. Adică, în momentul, nu știu, nu o cunosc, a fost condamnată, este o hotărâre judecătorească. Deci rolul nostru, dacă ați fi fost într-o emisiune a noastră, v-am fi cerut aceste dovezi pe loc. Noi vrem să vă ajutăm pe toți. Nu avem culoare politică, nu avem, dar trebuie să vă readucem aminte că filmând aceste ședințe trebuie să fiți un pic mai reținuți atunci când faceți anumite afirmații. Cam atât ar fi de spus. Eu vă promit că nu o să intervin în fiecare ședință, nu-i rolul meu, nu ăsta e scopul meu, dar am zis că venim să ajutăm comuna, să prezentăm lucrurile bune, cele care n-au legătură cu proiectele prezentate aici. Este bine să fie prezentat într-un alt cadru. Aveți această posibilitate în comisii să le discutați. Părerea mea este că e bine să prezentați aici în ședință o poziție oficială a dumneavoastră pe baza hotărârilor pe care le-ați luat în comisii. Și ultima sugestie, la luările de cuvânt la diverse, domnul președinte, să faceți scrierile, întâi să faceți înscrierea celor care vor lua cuvântul și să nu se mai revină. Un consilier odată a vorbit, după aceea să nu mai intre. Fiecare pe rând să aibă... Numai așa putem avea certitudinea că prin prezența noastră lucrurile merg corect. Eu vă mulțumesc foarte mult. Dacă am deranjat, îmi cer scuze. Dar așa se procedează, eu cutumă în toate consiliile locale, ca odată să ia cuvântul un consilier și să nu mai revină. Pentru că veți ajunge, va veni un an electoral și la anul și peste 2 ani și va fi un haos în consiliile locale. Și atunci, dacă se vor obișnui consiliere cu acest regulament și îl vor respecta, imaginea dumneavoastră în toată țara va fi cea corectă. Sigur că susținem dezbaterile, controversele, întrebările, interpelările și sunt convins că doamna primar și aparatul primăriei vor răspunde, dacă aveți cereri înscrise în acest sens, vor răspunde fără niciun fel de problemă. Dar dacă un consilier, dacă vă permiteți, fiindcă v-ați referit vă rog. La ceea ce... Eu am încheiat. Mă rog, poate... Ca unde, vă rog, aveți dreptul acesta. Să vă dau un exemplu și să vă cer. Care este părerea dumneavoastră? Eu, de regulă, când afirm ceva în ședință, mă bazez pe o chestiune. Dar pe noi ce ne au ne obligă de corect, data aceasta. Corect, am înțeles. Cum explicați dumneavoastră faptul, am mai afirmat o chestiune odată aici, în ședință, asemănătoare cu cazul ăsta, așa, după câteva timp am fost chemat. Concret, am afirmat că poliția din Comuna Podru este coruptă.
Și acum am eu susțin. Trebuie să aveți dovezi. Eu susțin. Am dovezi. Am fost chemat după două săptămâni. Dar trebuie să ne prezentați aici că noi filmăm. După, aici este problemă. După două săptămâni am fost chemat la Poliția Podului. Pentru că la ei m-am referit. Am fost chemat. Cu ce scop? Un fel de intimidare, un fel de cumva să-mi retrag afirmația, să fac... Nu, domnule, pe mine nu mă puteți intimida, nu mă puteți... Eu mă bazez pe ceva concret. Concret, nu puteți. Era un caz susținut de mine aici, o chestiune petrecută în tot într-o ședință cu niște jigniri, așa, și am ajuns la concluzia că poliția este cea care favorizează o infracțiune, infractor, cum s-a spus. Așa. Am chemat. De ce credeți că am fost chemat să mă intimideze, să-mi retrag, să fac, să... Nu pot să știu. Da, dar încă o dată fac... E ceva asemănător. Mai fac o precizare. Dumneavoastră aveți dreptul să faceți lucrurile astea. Noi doar vrem să vă recomandăm să nu aveți anumite prejudicii. Articolul 46 din legea administrației publice locale spune un consilier are dreptul la opinie. Da, dar noi, fără să fie judecat. Dacă permiteți, domnul președinte, normal nu se vorbește unul pe seară. Dar în viața asta e rolul ședinței noastre. Da, dar activitatea. Dar pe rând, nu vorbesc. Ideea este următoarea, că eu vreau să fac precizarea că vom fi nevoiți la un moment dat ca să nu primim noi amendă, pentru că cel care a vorbit nu a dus dovezi și rolul nostru, suntem obligați prin lege să intervenim chiar și în timpul ședinței, atâta vreme cât se filmează, să vă cerem dovezi, ajungem să luăm noi amendă. Dacă noi nu, eu dacă n-aș fi făcut această interpelare și public ședință, eu primesc aproape 200 de milioane amendă, lei vechi. Deci, trebuie să mă înțelegi. Dumneavoastră faceți cum credeți, adică eu nu o să mai intervin la situații de genul ăsta, dar dumneavoastră vă asumați, noi am vrut să vă dăm un sfat, să vă ajutăm să nu ajunge să... Că noi, poate exista posibilitatea să vezi el la situația ședință și a tăiat. Păi decât să primesc eu o amendă acolo, mai degrabă fac un bine și am tăiat secvența respectivă. Mulțumesc! Tot din legea administrației publice, pune clar, ridicat de ceea ce am afirmat mai adineauri, cu dreptul unui consilier, fără să fie judecat, orice propunea unui consilier, așa, se supune la vot. Dacă este adoptată, e bine, dacă nu, nu e bine. Și cu asta basta. Deci, nu are proiectele. Proiectele. Mă referiți la proiecte, nu proiecte. La orice propunere. Au unii consilier. Ai fost consultativ. Domnul, da, nu mai ca să fiem totuși într-o notă de asta un pic da, mai optimist, așa că știți că a fost prima filmare pe care am și transmis-o pe comună. Să știți că impactul este unul chiar foarte bun, foarte bun. Am primit și mesaje și telefoane și a fost chiar urmărită și, în general, să știți că este urmărită foarte mult de cei care sunt în afară. Pentru că, așa cum știți la noi, multă lume e plecată și așa, dar impactul a fost unul bun, chiar dacă mai sunt așa interacționări sau, să zic și e interactivă, să știți că lumea apreciază faptul ăsta, că știți, întotdeauna și dintr-o ceartă și din toate există și ceva bun întotdeauna, deci așa că noi vă mulțumim și pentru precizările care ne le-ați făcut. O să ținem cont de ceea ce ne-a spus dumneavoastră și noi și consilierii. Îmi cer scuze, eu chiar mă grăbesc. Dacă vreți, continuați fără mine, eu n-am nimic împotrivă. Pentru că nu mai sunt probleme, declarăm ședința închisă, ne întâlnim luna viitoare. Ar putea să ne mai întâlnim o dată.